Salut! Astăzi v-am adus la grădina zoologică din Pitești. Sper să vă placă acest itinerariu, să fie cât mai inedit, așa că vă las să urmăriți în continuare animale din această grădină. Aici am avut lamă, lama din America de Sud. Alături este o boxă cu fazani. Fazanul comun și văd și un fazan alb. În fundal avem o orchestră de câini. Pe unul asiatic albastru. Este cam răcoare afară, sunt 11 grade, așa că și aceștia se trag la soare pentru a se încălzi. Aici avem pasărea emu. Avem chiar și capre comune. Avem aici un exemplar, două exemplare de gâscă chineză. Aici avem cumătrul tigru care ne-a acordat o scurtă privire, după care ne tratează în continuare cu indiferență. Suntem în interior, unde putem filma mult mai bine. Yeah, no.
Aici avem un depozit cu porumb și fân pentru animale. În schimb, avem toaletă și un mini parc pentru copii. Impresia generală este că ne aflăm în cadrul unei expoziții de animale, unei grădini zoologice destul de depășite. Animale sunt puține, cuștile sunt destul de mici și nu oferă un mediu prielnic, nu există bănci de jur împrejur unde să te poți odihni. Poate că această impresie este dată și de timpul când realizez acest material. Suntem în februarie, destul de rece afară, natura încă este adormită. Dar asta este impresia mea. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!